acum? Astăzi, în jurul orei 10:30, dispecerul Suprahova a fost informat cu privire la faptul că în localitatea Slănic, din județul Prahova, s-a produs o tasare a unui teren, în urma căreia s-a format un crater de aproximativ 2 metri, cu posibilă afectare a mai multor imobile. Colegii s-au deplasat cu auto specială de intervenție pentru a verifica dacă se confirmă. Din nefericire, situația, după cum puteți observa, se confirmă. Iar urmare a acestui eveniment au fost date mai multe dispoziții, printre care a fost trimisă și grupa operativă a Departamentului pentru Situații de Urgență și a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru a sprijini toate activitățile de la fața locului. Totodată avem în sprijin atât colegii de la Jandarmerie, colegii de la Poliția Română, domnul prefect și primarul localității, care puțin timp în urmă au ieșit dintr-o ședință, din care sau prin intermediul căreia au fost aduse în discuție problemele cu care populația se poate confrunta, pentru că la acest moment nu putem vorbi de o situație foarte gravă, însă au fost identificate spații unde populația din imobilele afectate sau posibil a fi afectate să fie cazată peste noapte sau atâta timp cât situația o va impune. Unii oameni spun că și-au rezervat camera la hotel. Deocamdată nimeni nu le-a spus încotro să se ducă. Așa cum am precizat, în urmă cu câteva minute s-a terminat ședința la care a participat și domnul primar și au fost identificate spațiile unde persoanele în situația în care vor trebui să evacueze locuințele, vor putea să se adăpostească. Care vor fi aceste spații? N-aș putea să vă spun la momentul ăsta, pentru că nu am participat la ședință, doar am primit informații acum că au fost identificate anumite spații. Până la acest moment, preventiv, a fost dispusă măsura evacuării a două imobile. S-a mers, s-a discutat cu persoanele care se aflau la acest moment. Adică în sediul poliției? Sediul poliției, da, a fost el evacuat preventiv, dar și două blocuri din proximitatea craterului format. E vorba de 20 de persoane până la acest moment, care de bunăvoie au înțeles necesitatea acestei evacuări, iar în situația în care specialiștii care sunt deja pe drum de la București vor constata că evacuarea va trebui să fie prelungită, aceasta se va prelungi. Vorbeați despre specialiști în concret. Cine sunt acești specialiști de la ce structură? Înțeleg că sunt specialiști geotehnici care vor face niște măsurători sau activități specifice domeniului lor de competență. S-a mărit suprafața craterului din momentul în care ați fost prima resesizat și până acum? N-aș putea să vă spun, pentru că în acest moment colegii mei montează niște martori, cum le spunem noi, ca să vedem dacă terenul continuă să se deplaseze sau rămâne la poziția actuală. Și ce se ia în calcul? Ce ar putea fi cauza? Care ar putea fi cauza? Nu putem să ne pronunțăm la acest moment până când experții nu vor formula o părere cu referitor la ceea ce s-a întâmplat. Ok, Salina are... Nici acest lucru nu pot să-l confirm, de altfel nici nu pot să-l infirm. Repet, așteptăm specialiștii să ne spună cauza. Până în această dimineață, când ați fost sesizați privitor la acest crater, au mai fost sesizări pentru speții asemănătoare? Din ce am discutat cu autoritățile locale, în speță cu domnul primar, se pare că în zonă ar mai fi fost un incident similar, dar nu la fel de major, ca să mă exprim așa, cu acesta. Există o hartă a galeriilor miniere, s-a vorbit la ședință. Ce din localitate de țin? Nu am informații la acest moment, dar pe măsură ce îmi vor parveni, vi le voi pune la dispoziție.